Moment important pentru comunitatea din Homocea. De astăzi au la dispoziție una din cele mai moderne săli de sport din județul Vrancea. Acum suntem foarte mândri, benefic pentru comună. Ne prinde foarte bine, copiii fac câte antrenamente la judo, nu ne mai chinuim. Acum inaugurăm această sală de sport foarte importantă pentru comunitatea noastră. Benefic școlii, copiilor și cadrelor didactice. Cred că este o reală plăcere să aveți acest entuziasm într-o sală de sport așa cum arată. Vă place? Bravo! Sunt convins că aici, în această sală, veți avea competiții în care cine va câștiga? Homocea. Sper să câștige Homocea la toate competițiile pe care le aveți aici organizate. Dacă astăzi suntem la Homocea, în alte zile, în zilele următoare vom fi în alte localități unde de asemenea există astfel de investiții în derulare și în implementare. Copiii din Homocea au pregătit pentru acest eveniment un amplu program artistic ce a cuprins sport, muzică și dans. În aplauzele invitaților, copiii și-au demonstrat talentul. Aveți o amintire din partea noastră, o minge semnată de toate cadrele didactice școlii gimnaziale Homocea și un tricou. Am considerat că sunteți numărul 10, cu Toma Cătălin inscripționat pe spate. Să vă aduceți cu bine aminte de noi. Vă mulțumim frumos!